primii 500 de oameni care apasă pe butonul de like și lasă un comentariu vor primi o inimioară de la mine. Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un episod de Brawl Stars, guys, în care vă voi arăta cele mai norocoase persoane din lumea asta, fără niciun fel de mijloc și totodată cele mai norocoase boxuri din istoria Brawl Stars. Nu uitați să înceapă clipul, v-aș ruga și totodată să vă reamintesc să apăsați tonul de like și nu uitați că primele 500 de comentarii vor primi inimioară de la mine și totodată să vă abonați la acest canal de YouTube și să vă uitați la tot clipul pentru că o să aveți multe de pierdut dacă nu o faceți. Ei bine, bănuiesc că toată lumea de aici, toată lumea care se uită la clipul ăsta are măcar un tovarăș care e super, super norocos pe brosa și primește, să spunem așa, legendare din absolut orice fel de cufăr. Ei bine, vreau să vă spun că în momentul de față o să vă arăt niște conturi de Brawl Stars, niște oameni care au avut un noroc, băi, deci un noroc imens. Deci nu vă vine să credeți, băiții, că oamenii ăștia au primit până și cromatice din boxuri gratis. Eu vă dau o mărturisire, vă fac acum pe videoclip. Eu filmez Brawl Stars, am fost, cred că, primul YouTuber din țară care a filmat Brawl Stars. Am filmat Brawl Stars gen când s-a lansat global. Am fost printre primii, am filmat fix în a doua zi după lansare. De atunci, guys, am deschis box-uri la mine pe cont și la foarte, foarte mulți oameni. Și vă zic, nu știu dacă e de la mine, dar eu n-am primit nicio legendară niciodată pe niciun cont de-al meu. Am primit o cromatică, gen, în afară de cele de la Battle Pass, de la Brawl Pass. Am primit o dată o cromatică. O cromatică am primit acum câteva luni de pe contul unui abonat. Însă, în rest, nu am primit absolut nicio legendară pe un cont de-al meu sau pe un cont al unui abonat, ceea ce mi se pare foarte, foarte nașpa și toată mi se pare corect, băiții de la Supersul, pentru că după cum știți, sunt oameni care la 500 de trofee primesc legendară și chiar nu numai eu, că eu n-am trecut de 5.000 de trofee. Există băieți ca voi care au 10.000 și n-au legendară. Scrieți în comentarii ce aveți voi pe cont legendară, n-aveți legendară. Ok. Ei bine, este un montaj, guys, pe care tot eu l-am făcut montajul ăsta. Adică nu l-ați văzut niciodată pe YouTube. E tot făcut de mine cu videoclipurile de mine. Aveți link în descriere să lăsați un like. În care oamenii ăștia primesc legendare din freebox-uri. Totodată freebox-uri, am încercat să pun mai multe tipuri de freebox-uri, o să vedeți totul în videoclipul ăsta. Hai să vedem totodată, guys, primul videoclip. Primul videoclip, guys, mi-am amintesc că este de la un băiat numit Kunani Gaming. După cum vedeți jos în stânga, acolo este logo-ul lui Kunani Gaming. E bine, băiatul ăsta a făcut un videoclip. A încercat să facă un box opening pe contul unui abonat și înainte să facă box opening-ul ăsta s-a întâmplat ceva. A zis, ok, hai înainte să începe să deschide și freebox-ul de pe shop și uitați, chiar asta s-a întâmplat. Când a vrut să deschidă freebox-ul de pe shop, a deschis. Bun, asta era, să spunem așa, destul de mult timp în urmă. Adică să zicem că a fost fix după câteva zile după la seara lui Sandy. După la seara lui Sandy a fost, hai să vedem. Dynamite, Tara și chiar acum îi pică Sandy la Shao. Oh my god, deci eu când văd chestia asta încerc să mă enervez și mai mult. De ce? Pentru că, bă, are 4 din 4 legendarii Brawlers. Bă, ce a făcut un om care are 3 legendare să merite încă o legendară din Freebox, să aibă toate legendarele? Și băiții care n-au nicio legendară și bag o tonă de bani în joc, ce au făcut ei să nu merite chestia asta? Ok, hai să continuăm, guys, să vedem următoarea persoană care a primit și ea un, să spunem așa. Ok, uitați, băiatul ăsta George, iară de pe Freebox. Deci Freebox-ul ăsta este, să spunem așa, fermecat. Hai să-mi dă te boom. Oh, shit, oh, nu, asta mi-a picat și mi-a picat Gale, cromatică, și mai bine, bro. Și mai bine, deci nu vine să cred, guys. Cine știe, cine s-a jucat Clash Royale știe că pe Clash Royale nebunia era în jurul freechest-ului. Adică, bănuiesc că dacă erai un jucător destul de experimentat de Clash Royale, adică dacă ai jucat un an, zero șanse să nu fi primit o legendară din freechest. Până și eu am primit o legendară din freechest când m-am jucat. Însă nu e același lucru freebox-ul de pe Brawl Stars cu freechest-ul de pe Clash Royale, pentru că freechest-ul de pe Clash Royale era non-stop. Aici îți apare o dată, maxim de 2 ori pe săptămână pe shop și e un Brawl Box mai slab. Bănuiesc, ok. Hai să vedem următoarea persoană ce a făcut. Ok, tot băiatul ăsta George îl arată aici. Poate ne arată și el cromatica, dar nu că uitați aici la cromatica. Oh my god, cât noroc să aibă băiatul ăsta. Hai să continuăm, bro.
Ok, acum, guys, hai să vă zic de ce am pus și videoclipul ăsta. Videoclipul ăsta este cu un băiat, respectiv Morty de Legendary, bănesc că îl cunoașteți pe Morty de Legendary, care a luat pe cotul unui băiat o legendară de la Megaboxul de la Trophy Road. Mi se pare, guys, că și Megaboxul ăla este un free box până la urmă, pentru că nu a plătit absolut niciun ban pe el, mai ales că nu am zis că a luat, gen, n-a luat dintr-un big box sau dintr-un brawl box, și până la urmă a luat dintr-un Megabox. Megaboxul e pe care știți că singurul loc pe care le puteți deschide e cu gemuri sau la Trophy Road, așa că l-am considerat un free box și ăla. Am încercat să caut filmări, vă zic după, hai să vedem. Ok, 6 iteme, deci vedeți aici că a dat direct 6 iteme. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci a zis direct 6 iteme, bro. Bull, ok. Aici, nu cred că era perioada în care erau animații, sau? Da, bro, uitați-vă, aici nu erau animații să se zică când îți vine legendarii. Uitați-vă, a picat Spike. Era unul din 3 legendarii Brawlers, adică nici nu s-a adăugat Sandy și nici animația aia, guys. Ok, foarte, foarte șmecher. Am încercat să caut și filmări cu oameni care au primit legendară din megaboxurile pe care le-a dat Supercell gratis, dacă știți, să anul trecut, nu mai știu cu ce ocazie. Scrieți-ne în comentarii dacă știți. Cei de la Supercell, atât pe Clash Royale, dar nu vorbim aici de Clash Royale, pe Brawl Stars, s-au dat niște megaboxuri și niște bigboxuri gratis. În anumite țări se mai dau megaboxuri și bigboxuri gratis cu anumite ocazii, însă eu n-am văzut niciun megabox gratis pe shop de ziua României pentru români, bro. Așa că super să-l fă ceva, bro, să primim un megabox de ziua României gratis. Ok, deci am căutat și acele filme și nu am găsit absolut niciun om care să primească o legendară dintr-un megabox sau bigbox dat gratis de Supercell pe shop. Nu știu dacă nu a filmat nimeni sau dacă pur și simplu nu s-a primit nicio legendară din acele boxuri. Hai să continuăm, bro, aici mare... Mai o să arate și boxul la final, să vedem ce box norocos a avut băiatul ăsta. Oh my god, m-a dat și etichete și gemuri, bro, uitați-vă ce box. Deci 250 de coinsuri, o tonă de power points-uri, legendara Spike după 5 etichete și încă 8 gemuri. Mamă, ce box norocos. Ok, iar acum, hai să vedem ce e aici. Ok, tot cu Morty de legendari. Iar, ok, ce free box-ul de pe shop. I-a picat Sandy din freebox-ul de pe shop, băieții. Deci cred că sunt foarte, foarte puține persoane în lumea asta. Cred că, bă, nu știu de ce am impresia că 50%, și o să vedem bonusul imediat, 50% dintre oamenii care au primit, să spunem așa, o legendară din freebox sau au filmat, pentru că bănesc că nu sunt foarte, foarte mulți. Scrieți în comentarii dacă cumva ați avut norocul slabe și ați... să ziceți adevărul, sper să nu mințiți, băieții. Dacă ați avut norocul să primiți o legendară din acel freebox, hai să vedem și bonusul. Hai să vedem. Bonusul este un băiat care a primit legendară deoarece a deschis non-stop brawlbox-uri. Înainte, la începutul jocului, era o schemă căci că dacă spamezi brawlbox-urile îți pică legendară 100%. Na, la băiatul ăsta i-a picat legendară, în adevăr, în gen, chiar i-a picat legendară, însă nu e vreo tactică să spamezi brawlbox-urile ca să-ți pice legendară. Iar acum, hai să văd și prima filmare, care este foarte, foarte basic. Dăm aici, let's go, hai să vedem. Se duce pe joc, freebox, deschide și boom, crow. Ok. Bun, măiții, cam atât a fost cu clipul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Astea au fost singurele filmări care există în momentul de față pe internet cu oameni care au primit legendare din freebox-uri. Au mai existat freebox-uri norocoase cu mitice epice, însă nu le-am inclus în acest top. Nu uitați, dacă mai vreți episoade, de ce nu să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episoade noi. V-am salutat pe toți, aveți grijă de voi, pa, pa.